Dragii mei prieteni, vă salut! Iată că am din nou neplăcuta și chiar dezgustătoare ocazie de a comenta apariția la rampă a impostorului din fruntea Guvernului Republicii Moldova, numitul Aurel Ciocoi. Insul respectiv a ieșit astăzi în public pentru a ne anunța că se impun noi măsuri profanatorii și punitive în preajma sărbătorilor de Paște. Da, anume, în acest moment, ca și anul trecut, se impun cele mai draconice interdicții care nu urmăresc alt scop decât profanarea credinței noastre religioase. Să fim înțeleși, tot ce se întâmplă la ora actuală sub pretextul zisei molime nu are altă semnificație decât războiul nevăzut al forțelor răului împotriva credinței noastre creștine. Toate celelalte sunt doar o acoperire și o perdea de fum. Uitați-vă ce contrast izbitor se întâmplă în acest an. Dacă anul trecut autoritățile de la București erau în consonanță cu cele de la Chișinău, impunând la fel interdicții cele mai batjocoritoare în preajma Sfintelor Sărbători de Paște și interzicând oamenilor să intre în biserici fără mască, să impunându-le să păstreze distanța socială sau mai curând antisocială, impunând preoților să săvârșească taina Sfintei Împărtășanii prin intermediul sau cu ajutorul unei lingurițe din mase plastice de o singură folosință și înmuind această linguriță în spirit, Doamne, iartă-mă. Iată că în acest an, în România, autoritățile de acolo și acolo niște impostori și niște nemernici, în frunte cu neamțul Iohannis, au cedat. De ce în acest an Iohannis s-a simțit constrâns să dea liber pentru credincioșii din România să meargă la biserică nestingherit cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște? Iar în Republica Moldova așa ceva nu este posibil. Explicația este foarte simplă. În primul rând, în România este mai multă, în această secundă, este mai multă libertate religioasă și autoritățile au fost nevoite să facă un pas înapoi datorită protestelor masive care au cuprins țara de-a lungul unei perioade destul de îndelungate în mai toate orașele României, în timp ce în Republica Moldova, cu excepție câtorva zeci de tineri care au protestat de câteva ori în Piața Mare Națională, toată lumea doarme, este în stare de letargie, de somnolență, de inconștiență, nepricepând ce se întâmplă de fapt. În același timp, în România, spre deosebire de Republica Moldova, există câteva posturi de televiziune cu acoperire națională, ca și o serie de site-uri de știri și de analize foarte importante, care transmit cu regularitate informații, analize și comentarii antisistem. Prin urmare, publicul din România este mult mai familiarizat cu sensurile ascunse ale acestei operațiuni globale cu pretext de ordin medical. În timp ce în Republica Moldova, ignoranța și necunoașterea de către publicul larg a sensurilor acestor măsuri punitive care se extind deja timp de un an de zile, rămâne a fi o stare de lucruri permanentizată. Trebuie să remarc și cu această ocazie că autoritățile de la Chișinău nu iau de capul lor astfel de decizii. Sigur că ele sunt impuse din exterior, din același centru de comandă, de către oculta mondială care a preluat hățurile guvernului mondial și folosește guvernele zis naționale pe post de marionetă, pe post de fantoșe. Iată că și de această dată Republica Moldova se dovedește a fi o societate totalmente devitalizată, totalmente debusolată, totalmente lipsită de orice capacitate de reacție adecvată. Iar cei care impun măsurile de acest fel știu bine că lumea doarme fără a-și dea seama ce se întâmplă. Ar mai fi doi factori care ar merita să fie remarcați. În timp ce în România cel puțin câțiva ierarhi și o serie de fețe bisericești
și au manifestat dezacordul cu dictatura anticreștină de-a lungul ultimului an în Republica Moldova, atât ierarhia bisericească, cât și aproape toți preoții, cu excepțiile de rigoare, stau cu capul la cutiuță și fac sluj în fața puterii politice. Prin urmare, puterea politică, indiferent dacă în fruntea guvernului se află un impostor cum era Chicu, sau un netrebnic și un nesimțit cum este Aurel Ciocoi cel de astăzi, știe foarte bine că clerul nu va protesta. Cum nu vor protesta nici enoriașii, laicatul, care în majoritatea lor largă preferă să meargă cu botniță la biserică și să respecte toate rânduielile impuse de către dictatura mondială cu pretext de ordin sanitar. Mai este și un alt aspect. În Republica Moldova, ca și mai peste tot în lume, forțele de represiune, forțele polițienești, sunt atât de asmuțite împotriva poporului, încât acestea își permit orice tip de excese, iar poporul este atât de lipsit de demnitate, încât nu este în stare să riposteze. Aroganța forțelor de represiune generează timiditate, frică, inhibare socială și incapacitate de a-și apăra drepturile sale elementare populației din Republica Moldova. Nu putem vorbi despre o voință de rezistență în fața tăvălugului acestei dictaturi cu pretext sanitar și iată că personal mă aflu într-o dificultate foarte mare. Mă gândesc cum aș merge eu în noaptea de înviere la biserică, stând cu botnița pe față și respectând distanța socială sau antisocială în raport cu ceilalți enoriași. Cum voi putea eu oare, sau dumneavoastră, cei care mă priviți, pentru că, așa cum vă spuneam, de fiecare dată eu mă adresez doar către confrații mei de credință. Ceilalți au rătăcit cărarea definitiv. Cum ne vom simți noi oare, fraților, în aceste condiții, când în jurul nostru vor sta polițiștii în uniforme, veghind să ținem masca pe gură și pe nas, și urmărind să stăm unul față de celălalt la cel puțin un metru și jumătate distanță. Oare vom mai fi noi în stare în astfel de condiții, de lagăr de concentrare, să ne gândim la cele sfinte? Oare rugăciunile noastre vor fi primite de bunul Dumnezeu? Oare nu va fi o impostură și din partea noastră să ne prefacem că nu se întâmplă nimic? Aceste întrebări am vrut să vi le adresez la acest sfârșit de zi, aici, aflându-mă în mijlocul naturii și fiind preocupat profund de vremurile pe care suntem nevoiți să le trăim și unii dintre noi încearcă chiar să și le înfrunte, cum spuneam și cu alte ocazii, pieptiș. M-am săturat de populația tupilată, cretinizată, dezdumnezeită și de spiritul gregar care domină această populație în obediența ei insurmontabilă. Suntem din ce în ce mai puțini care gândim critic și care ne păstrăm demnitatea de oameni și de ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. E grav, e tragic, e dezarmant și totuși nu trebuie să disperăm. Îmi amintesc de un comentariu plasat de către o tânără pe sau sub un material pe care îl făcusem eu cu o astfel de ocazie și care avertiza pe bună dreptate. S-ar putea ca în timpul cel mai apropiat să fim nevoiți să ne deplasăm la distanțe destul de mari pentru a găsi un preot vrednic care ar putea să săvârșească sfintele taine fără a batjocori credința noastră ortodoxă. Dragii mei prieteni, vă doresc tuturora post ușor și haideți să ne gândim foarte bine ce facem în noaptea învierii, cum e să înfruntăm această prigoană fără a ne acoperi de rușine. Noi, cei care suntem mireni
și dumneavoastră, iubiții noștri, preoți.